Astăzi, în aula Ștefan Ciciopop a Universității de Vest Vasile Goliș din Arad, în prezența conducerii universității, a cadrelor didactice universitare și a studenților, a avut loc ceremonia de decernare a titlului de doctor honoris causa profesorului universitar doctor Ștefan Hel, cel care a deschis un domeniu nou în fizică și anume nanoscopia optică. Senatul Universității de Vest Vasile Goliș decernează astăzi cea mai înaltă distincție academică, titlul de doctor honoris causa, unei mari personalități a Europei. Este vorba de doctorul Ștefan Hel, directorul Institutului de Chimie Biofizică din cadrul Institutului Max Planck din Germania. Suntem deosebit de onorați că a acceptat această ofertă și Senatul, în urma analizei operei științifice, a fost unanim de acord să acordăm această distincție cercetătorului german. Este o personalitate marcantă a lumii științifice, o personalitate care are foarte multe descoperiri și care, în mod precis, va lua un premiu Nobel pentru descoperirile sale în curs de brevetare. Îi dorim bun venit în universitatea noastră și așteptăm să avem posibilitatea să punem la punct un protocol de colaborare în favoarea celor două instituții academice. Aș vrea să spun că profesorul Hel este profesor la Universitatea din Heidelberg și Göttingen, o personalitate remarcabilă a lumii științifice și didactice europene. Mă bucur foarte mult să primesc această onorantă distincție din partea unei universități atât de tinere și mă bucur și mai mult că această distincție vine din partea unei universități care își are activitatea în acest oraș în care eu m-am născut. Astăzi am avut ocazia să vizitez laboratoarele Institutului Științele Vieții. Am văzut că sunt proiecte în derulare în acest institut. De asemenea, colegii de acolo au și alte proiecte în viitor. Mă bucur că aici are loc o cercetare de înaltă clasă. Deocamdată suntem la început, primii pași au fost făcuți, suntem în faza de discuții și vom vedea în ce măsură putem colabora. În continuare, vă prezentăm câteva momente din cadrul ceremoniei. Stimate domnule profesor Ștefan Hel, stimați membri ai Senatului, stimați invitați și colegi, stimată familia domnului profesor, dragi invitați, Senatul Universității de Vest Vasile Goliș din Arad a hotărât să decerneze în altul titlu de doctor honoris causa, dumneavoastră, domnule profesor Ștefan Hel, o personalitate științifică marcantă, director al Institutului de Chimie Biofizică din cadrul Institutului Max Planck, șef al Departamentului de Nanobiofotică și profesor la Facultatea de Fizică a Universității din Heidelberg, profesor onorific al Facultății de Fizică al Universității din Göttingen. Profesorul Hel este un deschizător de drumuri în domeniul fizicii, așa cum îl numea domnul profesor Stanciu azi de dimineață, un geniu al fizicii, remarcându-se prin contribuții originale în domeniul nanoscopiei optice, microscopiei optice de super rezoluție, cu aplicații practice în nanoștiință și nanotehnologie. Aplicațiile cercetărilor domniei sale se reflectă în special la domeniul științelor vieții, cu aport crescut pentru studiile medicale. Formarea profesională a domniei sale a început, așa cum spunea și domnul președinte, pe meleagul românești Arădene, la Școala Generală din Sântana, fiind continuată apoi la Liceul Nicolae Zdenau din Timișoara, urmând facultatea la Universitatea din Heidelberg, unde a obținut și titlul de doctor în fizică cu calificativul summa cum laude. Activitatea științifică a domnului profesor s-a concretizat până acum în foarte numeroase și valoroase atât articole în fluxul principal de publicații, peste 240, 30 de cărți și capitole în volume de specialitate, dar în special s-a remarcat prin contribuții originale în creșterea rezoluției microscopelor optice, realizând prima descriere a microscopului 4P pe care l-a și patentat. Ulterior și-a extins cercetările în domeniul microscopiei cu baleaj laser,
prin introducerea pentru prima dată a conceptului de golire prin emisie stimulată, permițând astfel deschiderea unui domeniu nou în microscopie prin obținerea unor rezoluții de ordinul nanometrilor. În domeniul microscopiei cu fluorescență, Stefan Hell a reușit să obțină semnal de fluorescență dintr-o arie cu dimensiunea mult sub limita de difracție prin iluminarea probei cu două raze laser. Stimate domnule profesor Stefan Hell, onorată familie, pentru aceste considerente și în semn de înaltă prețuire a întregii dumneavoastră activități, Senatul Universității de Vest, Vasile Gordiș din Arad, a hotărât în unanimitate să vă acorde titlul de doctor honoris causa al Universității de Vest Vasile Gordiș și astfel să faceți parte din comunitatea noastră academică. Suntem onorați să faceți parte din această comunitate, vă felicităm și vă felicit atât în nume personal. Vă urăm multă putere de muncă, sănătate și remarcabile împliniri mai departe. Sunt totodată convinsă că în anii ce vor urma vom avea o colaborare rodnică în beneficiul ambelor instituții. Datorită acestor considerente, mă simt deosebit de onorată și prima dată în această calitate să duc la îndeplinire hotărârea Senatului. Este o extrem de mare onoare pentru mine să spun câteva cuvinte despre viața și opera științifică a profesorului Stefan Hell. Stefan Hell este director la Institutul Max Planck pentru chimie biofizică, este profesor de fizică la Universitatea din Heidelberg, este profesor onorific la Universitatea din Göttingen. Sunt absolut convins că această celebrare este importantă nu doar pentru membrii comunității academice ale Universității dumneavoastră, Universității de Vest, Vasile Gordiș, ci este foarte importantă pentru comunitatea științifică din România. Este o onoare să acordați titlul de doctor honoris causa unei personalități de această valoare, cum este profesorul Stefan Hell. Dar la început aș vrea să spun că o prezentare scurtă a profesorului Stefan Hell este un lucru extrem de dificil. Dar fiindcă numărul performanțelor științifice pe care le-a realizat este unul imens și de o importanță vitală pentru ceea ce se întâmplă în momentul acesta în știință. Profesorul Stefan Hell a deschis un domeniu absolut nou în fizică, cel al nanoscopiei optice. Nanoscopia optică este, așa cum bine știți, la o distanță mare de microscopie și anume de 1000 de ori mai rezolutivă, cu o rezoluție mai bună. Această descoperire este deosebit de importantă în domeniul nanoștiințelor și nanotehnologiilor. Așa cum știți, noi trăim în era nano în momentul de față, și fără posibilitatea de a investiga ce se întâmplă la scară nano, este imposibil să facem ceva la nano. Descoperirea profesorului Hell apare cu atât mai importantă, cu cât este de foarte mare actualitate. În fapt, profesorul Stefan Hell a realizat o intenție strălucită, prin care a reușit să străpungă limita de difracție, să penetreze limita de difracție în optică, care dăgnea de mai bine de 100 de ani. In nomine Senatus Universitatis, Rector Magnificus Coralia Cotoraci, Professore Publico Ordinario, summo omnium plausu degrebit ut, excellentissimus atque illustrissimus vir, Professor Publicus Ordinarius Stefan Hell. Honoris causa in corpus doctorum, cuius universitatis reciperetur, in cuius rei fibem hor diploma ad omnium, quibus expedit notitiam, conscribentum issuit. Doamnă rector, domnule președinte și rector fondator, domnule președinte al Senatului, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru că mi-ați conferit titlul de doctor honoris causa.
Sunt convins că Universitatea se va consolida ca un centru important de educație și cercetare în această zonă a Europei. În această dimineață am avut plăcerea să observ de aproape oportunitățile pe care le oferă UVBG pentru viitoarele generații de studenți în diferite domenii, de la medicină și științele naturii, la drept, economie și științe umaniste. Aș vrea să vă povestesc o scurtă întâmplare care a avut loc în 2004 sau 2003 la o conferință de microscopie electronică în Durban, Africa de Sud, unde erau cam 1000 de participanți. În o seară, la dineul organizat de această conferință, mi s-a întâmplat să mă așezesc lângă doi participanți pe care noi cunoșteam. După câteva minute, am remarcat că vorbeau românește. M-a surprins apoi și m-am mult să aud că erau din Arad, orașul în care m-am născut. Asta ne arată că viața ne rezervă multe surprize plăcute. Cum îmi spunea mama mea, munte cu munte se întâlnește, dar om cu om. Concret, am avut atunci plăcerea să mă întâlnesc cu fostul rector și președinte al Universității Vasile Goldiș, profesorul Aurel Adelian. Prin discuțiile noastre de atunci ne-am dat seama că aveam multe în comun, multe cunoștințe din anii 70. De la el am aflat atunci refundarea Universității Vasile Goldiș. Acum, mulți ani mai târziu, sunt foarte impresionat de spiritul academic prin care s-a impus Universitatea și de scopurile înalte academice pe care le urmați. Sunt în continuare fascinat de această poveste de succes. Domnule profesor Stanciu, aș vrea să vă mulțumesc pentru generosul discurs de laudatio cu privire la cariera mea și la contribuțiile mele în microscopia optică, o pasiune comună pentru noi doi. Mă duc aminte că ne-am întâlnit prima oară la o conferință la Sydney, în Australia, în 1993. Am fost atunci surprins să aflu că în România erau laboratoare foarte active în domeniul microscopiei confocale și dumneavoastră ați fost și sunteți o persoană cheie în acest domeniu. Pe atunci, româna mea era mai bună, sau cel puțin așa cred. Acum sper să nu vă deranjez prea mult cu accentul meu și cu greșelile gramaticale. Vă promit că am să-mi dau silință să îmbunătățesc cunoștințele în curând. După cum ați spus mai devreme, așa e scris că munca făcută cu pasiune și entuziasm se ducă la succes. Și asta e mai mult o regulă decât o excepție. Dintre toate premiile și distincțiile pe care le-am primit, și ați fost atât de bun să le numiți pe toate, ceea pe care o primesc astăzi e o foarte importantă pentru mine, mai ales pentru faptul că vin de la o elită academică a orașului meu în care m-am născut, din care am plecat cu mulți ani în urmă. Deși a trecut mult timp, locul nașterii e un loc special care îți rămâne în suflet oriunde te aduce. Nu e doar ceva scris în pașaport, e parte din identitatea fiecăruia. În ciuda celor 34 de ani care au trecut, Aradul și regiunea aceasta, unde am petrecut primii 15 ani din viață, au rămas parte din identitatea mea și așa va fi pentru totdeauna. Mai mult chiar, e locul unde am mers prima oară la școală. După cum ați auzit, primii 8 ani de școală elementară i-am petrecut în Sânt Ana, unde am copilărit și unde am avut norocul de a întâlni profesori care făceau o treabă minunată. Toți știm cât de importantă e copilăria. E suficient să spun că o bună parte din plăcerea mea de a studia și de a cerceta mi-a fost indusă pe atunci în aceste locuri. De aceea sunt foarte fericit să întâlnesc pe profesorul Trifa, care mi-a fost profesor de istorie în clasa 8-a în Sânt Ana. Aș vrea să-i mulțumesc și lui și tuturor celorlalți profesori pentru ceea ce au dăruit generație de elevi de atunci. Acum, pentru că acest eveniment este dedicat științei, aș vrea să vă arăt pe scurt ce este cel mai important pentru mine din punct de vedere științific. As Professor Dunger mentioned, my task is of course a key instrument in science, because the microscope can see the very small things. And so it's not a coincidence that the beginning of science, of natural science, is very much coincides with the invention of the light microscope. Now, light microscopy has had a tremendous impact in science. However, we also learned at school
that the resolution of a light microscope, so the ability of a microscope, of a light microscope, to separate small things, is fundamentally limited. And this is the reason why electron microscopy was invented. And I've seen this morning, actually, that you have a big laboratory on electron microscopy. So the question is now, why doing research on a light microscope if we have now the electron microscope? The answer for that is very simple. With a light microscope, we can see live things. And the light microscope is the only way by which you can get a three-dimensional picture of three-dimensional information from inside a living cell or a living tissue. And for that reason, the light microscope still is the most popular type of microscopy in the life sciences. In order to illustrate this, you have made a little experiment. So you've heard a lot about high-profile journals. So this is a high-profile journal, Nature Medicine. What I've done here, I've counted the number of scientific articles in which an electron microscope was used and the number of scientific articles in which a light microscope was used. And now you see the ratio. So it's 80% and 20% in favor of the light microscope. And the reason for that is simple. Light microscopy, as I mentioned, is the only way to look inside a living cell and see how the proteins interact with each other in action. And so if you want to see what's going on in the cell, or what's going on when a cell becomes sick, so if a sickness just comes up, that's the only way to see on a molecular basis action. Okay. This has been more or less discovered by a person that you can see over there, who was also mentioned by Professor Stancho Ernst Abbe, who lived at the end of the 19th century, and he coined this as called diffraction resolution barrier in an equation that is named after him. It's saying that in order to be separated, two features of the same kind have to be further away than the wavelength divided by the so-called numerical aperture of the ejected lens, which is just the index of refraction times the sine of the half angle, that's a number like 3, and this gives you 200 nanometers. Now you may know or not know that Hans Haber has been a great physicist, and he has a big legacy in the field of optics. But this diffraction resolution barrier and this equation that you can find basically in any textbook of optics, physics, and also of cell biology, is regarded as the most important scientific legacy. Because if you happen to travel to Jena in Germany, a university town in Germany, you will find this memorial erected in its honor and this equation written in stone. And this is what we want to do now. We would like to show that we can separate features that are of the same kind but are closer than the distance of d. Now, as it turned out, a solution to the problem was the following. So if you do fluorescence imaging, of course, and the problem is that all the molecules, of course, give off light at the same time because they are flooded at the same time with excitation light. A simple solution to the problem is to shut them off. And this is a surprisingly simple solution that basically no one thought about. So if you find a beam or any method that induces a beam that shuts these molecules off, so turns them off, for here with the donut, Rodrigo, like this, and then, of course, we can reduce, of course, the region from which the molecules are capable of emitting, and then if the molecules are, if only molecules from here are able to emit, then we can rust the scan like this. That beam across the specimen and cannot get a high spatial resolution because we can see things sequentially in time because they're allowed to meet only sequentially in time. And so this worked. This idea worked in the end. So initially, of course, it was done as a surrender proposal, then you had to do a lot of experiments to prove that it works, and people didn't believe in it for many, many years. We managed to show that it works. So on the left, we have standard, the so-called confocal microscope, if you heard of it, and this is now what we see. There's a clear difference in spatial resolution. We can discern things, separate things that couldn't be separated before, despite the fact that we use just a regular objective lens. And this, of course, has changed what we know and what we believe about the spatial resolution, the separation capability of a light microscope. Another example, because the most important part of application is, of course, the life science. So this is protein, so-called snare proteins on the plasma membrane of the cell. And you see here normal resolution confocal, to be precise, here, this new type of microscope, which is called STET. And you see now the proteins resolved here. So groups of proteins that are very clearly resolved, but here you can't. And so you can learn something. Now, this is
Again, another example. In fact, this is a setup of a light arm scope that we have built for students. So, yeah, students who study physics or chemistry in Göttingen or Heidelberg, they do these experiments as a student experiment. And so this is the game of spatial resolution that has just been obtained by a student operating the student microscope. So you have a substantial increase. You see now these filaments very clearly, whereas in the previous case you could, because the spatial resolution is there. Now, the strength of the method, as Professor Stanchi mentioned, is that you can see life cells. You can see things that take action, that move or something. And what you've seen here, what you see here is a stretch of the neuron, a dendrite. So that's the target of this neuron. And here, this is the so-called dendritic spines. They come out of the neuron. These are the ends of the neuron where the neuron receives information from the neighboring neuron. So it gets information from the neighboring neuron and then processes the information and then does something, puts it out another signal. And here, because of the high spatial resolution, we were able to see these dendrites with very high precision, with very, very high fidelity in action, so to speak. And that's the strength of the method. So we can imagine using this knowledge to learn something about how memory is made. So this is from part of the hippocampus, by the way. How memory is made, how information is processed in the brain. And so it opens a completely new field for studying brain. Now, because I'm collaborating here with neuroscientists, I would like to show you another example. You may know that in the brain, or the brain signal is transmitted by so-called vesicles. These are very little containers that contain neurotransmitters. And these neurotransmitters go to the synapse and release the signal in the synaptic cleft. But in the past, one couldn't see these little particles. And so, with electron microscopy, you can see the particles, but you don't see them in action. You don't see them move, they're just dead, and everything is standing still. With a normal microscope, like a confocal microscope, you just see blurred. You don't care separate them. And now, because of the high spatial resolution, you can see them in action, how they move, how they trajectory. And you see, of course, you can separate them, you can tell them apart. So actually, this study was a collaboration with a young biologist, this man, Silvio Rizzoli, who actually was very important in this study and also continued with this research. In fact, he set up a group just for utilizing this high spatial resolution in the neurosciences. And you may be surprised to hear or not to hear, he's from Bucharest and he's now a professor of physiology at the University of Göttingen. Now, how does the resolution scale? In fact, Abbe's law can be overcome, and so there must be a sort of new law. And I would like to show you this, say, new law of applied physics, how it relates to spatial resolution. I'm not going to go into the details. So these are particles that are spread on the surface, and now I'm putting in this donut. And the stronger I make it, the higher the resolution gets, as you can see. So we go from the normal limit, normal resolution, 220, 230, 84, 52, 22. In principle, you can go further. You see how the resolution increases. You can tune the spatial resolution, or you can jump over the barrier by an order of magnitude, just like this. And now if you look at the numbers here, how they relate with the strength of that donut, you see that it follows a law, a simple mathematical law. It scales inversely with the square root of the intensity of that donut over a certain threshold intensity. I don't want to bother you with the details, but the only point that I'm making here, just for you to remember. So, since Abbe's law, of course, cannot describe the situation anymore, we can easily deal with it, we can easily extend it here by putting in this factor, and our situation is rescued. This is, so to speak, the new resolution law that describes what can be done today. What's best of all.